Tatăl iubește pe Fiul cu o dragoste desăvârșită. Și prin faptul că El ne luminează ochii inimii și ne naște din nou și pune în noi dragostea pe care El însuși o are pentru Fiul Său, El ne face în stare să-L iubim pe Iisus și să ajungem să-L iubim mai mult decât de oricine în lumea aceasta și decât orice. Și de fapt, singurul mod acceptabil în care noi putem să-L iubim pe Iisus este acesta. Pentru că însăși Iisus a spus în Matei 10, 37, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cineva care nu a fost născut din nou, a cărui inimă nu a fost luminată și umplută cu dragostea lui Dumnezeu, ar putea spune, aceasta este o nebunie. Cum poți să-L iubești pe cineva pe care nu l-ai văzut niciodată și cu atât mai mult să-L iubești mai mult decât pe mama ta și pe tatăl tău sau decât pe fiul tău și decât pe fiica ta? Dar cel care face lucrul acesta nu numai posibil, dar și real în inimile noastre și în viața noastră este Dumnezeu Tatăl prin Duhul Său cel Sfânt. Tatăl este cel care îl face pe Iisus pentru noi mai de dorit decât orice altceva, o comoară pentru care noi suntem gata să vindem totul cu bucurie. Aduceți aminte de pilda pe care a spus-o Iisus, împărăția cerului se aseamănă cu un om care a găsit o comoară într-o țarină și de bucurie ei s-a dus și a vândut tot ce are și a cumpărat țarina aceea. Acesta este omul care a primit descoperirea de la Tatăl cu privire la prețul nespus de mare. Așa cum spune Apostolul Pavel, al cunoașterii lui Iisus Hristos și al avea pe Iisus Hristos și care este gata, și numai că este gata, dar care chiar face lucrul acesta, renunță la totul doar pentru a-L căpăta pe Iisus.